Începând de astăzi, circulația pe DN64 a fost restricționată. Circulația autovehiculelor cu tonaj ridicat se va face pe o variantă ocolitoare. În acest sens, poliția a luat măsurile necesare atenționării șoferilor cu privire la restricționarea circulației. Circulația autovehiculelor pe relația Găneasa-Râmnicu-Vâlcea se va efectua pe varianta următoare. Intersecția DN65 cu DN64 Găneasa, intersecția DN65 cu drumul județean 677 Salcia, drumul județean 677 Salcia, intersecția drumul național 64 cu drumul județean 677 Pleșoiu. Măsura restricționării circulației a fost luată în urma unor deficiențe apărute la podul de peste Valea Negrișoara din comuna Găneasa. Decizia este luată pe perioadă nedeterminată până la construirea unui alt pod. TRD pe Craiova deja a început procedurile de proiectare și, bineînțeles, urmează și achiziție, procedurile de achiziție pentru construirea podului. Nu pot să vă dau un termen, depinde foarte mult de procedura de achiziție. Podul de peste Valea Negrișoara nu este singurul din județ cu probleme. Cel mai important este însă cel de peste râul Olt. Autoritățile se chinuie de ani buni să-l bage în reparație. Nu au făcut-o pentru că fie nu s-au găsit banii necesari, fie nu s-a căzut de comun acord cu privire la ruta ocolitoare.